este un sector strategic. Este un sector economic care angajează câteva zeci de mii de persoane active în economie. Când spun angajează câteva zeci de mii de persoane active, mă gândesc nu doar la angajații direct ai producătorilor de țiței și gaze, mă gândesc la toate firmele, mici și mijlocii, care sunt pe ramură într-o relație de parteneriat economic cu sectorul de țiței și gaze și care la rândul lor au angajați. Un sector strategic din perspectiva resurselor umane. Un sector strategic însă din perspectiva furnizării României calității interesante de independență energetică, de stabilitate energetică.